Bună ziua, dragii mei, și bun găsit la o nouă etalare. Dragii mei, vă invit la o etalare interactivă. O etalare dacă sunteți într-un blocaj anume, într-un impas și nu știți ce să faceți. Eu voi citi energia cărților. Trebuie doar să vă uitați la o singură variantă. Dacă vă uitați la toate variantele, degeaba vă uitați. Acum dumneavoastră știți mai bine, este problema voastră. Dacă aveți mai multe probleme, nu știți ce să faceți, trebuie să vă alegeți câte o variantă pentru fiecare problemă. Dar dacă nu rezonați și v-ați ales deja o variantă, încercați să nu vă alegeți altă variantă. Sau asta este sfatul meu, voi faceți cum vreți. Dacă vă doriți să participați, vă puteți alege între varianta 1, varianta 2 și varianta a 3-a. Voi începe, bineînțeles, cu cei care ați ales varianta 1. Este o energie generală, o etalare generală, care nu se poate, da, să rezoneze cu fiecare dintre dumneavoastră. Lăsați-mă ca să etalez un pic cărțile, să știu despre ce este vorba. Cineva, în primul rând, aici încearcă să găsească o soluție și soluția vine dintr-un divorț. Sau cineva se gândește la divorțul cuiva ca fiind o soluție. Și asta pentru că există o relație triunghiulară pentru câțiva dintre voi. Persoana respectivă este căsătorită sau voi sunteți căsătoriți, nu știu cine este căsătorit, dar voi vă aflați în acest impas, în acest trio și simțiți că cineva și-a bătut joc un pic de dumneavoastră în această relație și vreți să aveți efectiv inima frântă și vreți să vindecați această inimă. Vedeți, sunteți în curs de a vă reveni, de a găsi un pic în interiorul dumneavoastră puterea de a merge mai departe, să aveți libertatea să vă eliberați de această relație toxică de care sunteți dependent sau dependentă în acest moment. Deci soluția este probabil constă în acest divorț care trebuie să vină de la această persoană care este, așa cum v-am spus, căsătorită. Dumneavoastră, de asemenea, sunteți în acest impas pentru că nu înțelegeți anumite lucruri, nu înțelegeți de ce a trebuit să pună capăt aceste relații sau voi să puneți capăt acestei relații când era iubire, când, da, când toate mergeau bine, să spun așa. Sau pur și simplu e vorba despre relația voastră de căsătorie. Și persoana cu care sunteți a intrat într-o altă relație. Luați lucrurile așa cum sunt ele, da, cum vi se potrivesc dumneavoastră. Sunteți un pic preocupați și aveți un impas legat de jobul vostru. Vi s-au redus orele, lucrați la timp parțial și sunteți un pic îngrijorați. Dar îngerii vor să vă spună că lucrează pentru dumneavoastră și că vă protejează. Nu trebuie să vă faceți griji în această privință. Aveți protecția îngerilor și voi ar trebui să lucrați mai mult la visul, visele voastre și să... Și să nu e, pentru că aveți impresia că dacă vă schimbați jobul, vă va fi bine. Cărțile vă spun nu, să nu vă schimbați jobul. Cariera dumneavoastră va decola cât de curând. Dar nu trebuie să vă schimbați jobul. Trebuie să acceptați și să înțelegeți că aveți nevoie de acest job acum pentru a vă plăti anumite datorii sau ce aveți dumneavoastră de plată. Nu încercați schimbarea jobului. Chiar dacă lucrați la timp parțial, aveți protecția îngerilor și cariera dumneavoastră de vis sau ce vreți dumneavoastră să faceți este pe punctul de a decola, dar așteptați
pentru că toate vor veni la timpul potrivit. Veți primi mesajele necesare pentru a ști în ce direcție să mergeți. Nu încercați să găsiți soluția de a spune ciao bye jobului actual, de a depune demisia. Nu, nu faceți lucrul acesta. Așa îmi spun cărțile dumneavoastră, na, știți ce aveți de făcut. Știți mai bine. Haideți să vedem cu trei cărți de tarot un mesaj pentru voi. Nu încercați să vă gândiți că cineva vă manipulează, pentru că nu are sens. Persoana respectivă poate să fie o persoană brunețică, acest bărbat care se află într-o relație de trio, văd o energie masculină, dar poate fi foarte bine și o energie feminină. Nu trebuie să fiți preocupați. Mingea nu este la dumneavoastră în teren. Decizia îi aparține persoanei respective dacă ia divorțul acesta sau nu. Tot ceea ce trebuie voi să știți că sunteți protejați. Și nu încercați să, dacă dumneavoastră lucrați cu această persoană, să plecați din acest job tocmai pentru ca să îndepărtați persoana aceasta de lângă voi. Nu e momentul respectiv. Persoana aceasta deja se află într-un impas în viața sa, încearcă să se ferească de voi și nu este prima oară când trece prin această situație. Câțiva dintre voi sunteți într-un conflict cu o persoană care este ierarhic superioară vouă. Nu are sens să intrați în conflict cu această persoană. Da? Pentru că nu aveți de ce. Cărțile îmi spun că nu aveți de ce. Dragii mei, aceasta este etalarea pentru voi, pentru cei care ați ales prima variantă. Sper să fi aflat elemente importante. Trecem la varianta a doua. Deci sunteți într-un impas, într-un blocaj, ce este de făcut? Voi sunteți într-un impas legat de, mai ales o femeie, dacă sunteți bărbat, vă este dor de această persoană, dacă sunteți bărbat. Sau dacă voi sunteți femeie, să știți că există un bărbat departe de dumneavoastră, un bărbat care... care, eu știu, comunicați mai puțin sau cu care nu mai sunteți în prezent. De ce? Pentru că acestui bărbat este dor de voi, foarte dor de voi. Sau voi, dacă sunteți bărbați acestei femei, este foarte dor de voi. Dar este o relație în care suferiți ambii, pentru că trebuie făcute foarte multe sacrificii pentru a fi împreună. Este o relație de suflete pereche, o relație triunghiulară, o relație în care fiecare vă oglindiți, da, sunteți la fel. Ce răni aveți dumneavoastră, are și persoana respectivă, a trecut prin aceleași sacrificii, prin aceleași probleme, prin aceleași dificultăți în viață, inclusiv dificultăți financiare, inclusiv susținerea familiei de către fiecare dintre voi. Deci ați făcut foarte multe sacrificii, foarte multe datorii pe care vreți să le eliminați. Vă spun că datoriile acestor oameni, acestor persoane care fac parte din familia voastră, acestei familii în care sunteți, că s-ar putea să fiți ambii căsătoriți, nu vă aparțin, sau cel puțin unul să fiți căsătoriți, nu vă aparțin, nu trebuie să susțineți. Aveți o cantitate extraordinară greoaie care vă apasă pe umeri din punct de vedere emoțional și un stres financiar foarte mare. Voi
Va trebui să mențineți un plan bine pus la punct și să înțelegeți că nu puteți plăti toate aceste datorii, nu sunteți voi cei care trebuie să faceți lucrul acesta. Și trebuie să evitați să, dacă aveți voi aceste datorii și vă concentrați pe cum le puteți elimina din viața dumneavoastră, trebuie să nu mai produceți altele. Și evitând producerea altor datorii și altor probleme emoționale, voi vă veți simți mult mai liberi. Vă gândiți foarte mult la acest lucru, vă gândiți foarte mult la această persoană, dar veți trece peste aceste obstacole dacă aveți acest plan bine pus la punct. Pentru că sunteți ca un stâlp de susținere pentru ceilalți, inclusiv acolo unde sunteți dumneavoastră, în domeniul în care lucrați. Chiar dacă vă lipsește persoana respectivă din viața dumneavoastră, trebuie să începeți acest proces de vindecare. Acest proces de vindecare, de eliminare a emoțiilor, Procesul de vindecare nu înseamnă că dumneavoastră, oh, gata, uit persoana respectivă și totul se termină aici. Nu. Nu încercați să intrați în zona în care vă întrebați cu ce ați greșit voi vis-a-vis de această persoană, pentru că sunteți pe un drum greșit dacă faceți lucrul acesta. Sau eu vă spun energia cărților, dumneavoastră faceți cum vreți, da? Aveți liberul arbitru să decideți. Eu spun ceea ce simt. Iar simt că voi încercați să găsiți o explicație la ceea ce s-a întâmplat și care a dus la această separare, care a dus la producerea suferinței, care a avut un impact emoțional deosebit pentru voi în acest moment, și din cauza aceasta nu știți ce să faceți. Nu încercați să mergeți în trecut. Voi trebuie să puneți o barieră acestor probleme emoționale care vă acaparează. Cineva poate v-a făcut rău cu bună știință, iar dumneavoastră suferiți și aveți impresia că voi ați greșit cu ceva. Nu. Eu știu că vă este dor de această persoană, însă voi sunteți un stâlp de susținere și un model pentru cei din jur. Iar voi știți lucrul acesta. Nu știu, poate prin cariera dumneavoastră, poate prin ceea ce faceți, știți lucrul acesta. Iar acest proces de vindecare va trebui să vină din a lăsa rana să sângereze. Și nu e vorba de timp. Este vorba că voi încercați să reparați această rană și să nu, chiar să negați răul pe care persoana respectivă vi l-a făcut prin a diminua acest rău, prin a spune, oh, okay, nu a fost chiar atât de rău sau nu e chiar atât de rea persoana respectivă, așa cum da, aș fi crezut sau putea fi mai rău. Încercați să vă consolați într-o anumită manieră. Nu. Uitați-vă la rana care sângerează și la acest cuțit care v-a înjunghiat pe la spate și la efectul care l-a produs, nu pentru a învăța unele lecții. Nu trebuie ca să diminuați răul acesta pe care vi l-a făcut, în sensul că vă gândiți că totuși se putea mai rău sau putea fi mai rău sau, știți, să, nu știu cum să mă exprim ca să înțelegeți, să știți că v-a făcut rău, într-adevăr, da? Să simțiți acest rău, da? Și nu să-l negați. Da? Cam asta am vrut să spun. Haideți să vedem cu trei cărți de tarot ce și cum trebuie dumneavoastră să ieșiți din acest impas. Pentru că vouă vă este dor de această persoană și încercați să spuneți, ok, și eu am greșit sau și eu am. Nu. Lăsați rănile acelea să sângereze, nu le mai ascundeți, nu le mai diminuați din intensitate și să aveți impresia că e o rană superficială. Nu, e o rană profundă. Asta nu e o zgrietură.
E un cuțit care v-a înjunghiat pe voi aici. Ia uitați-vă. Nu trebuie să diminuați intensitatea acestor răni. Asta vreau să vă spun. Nu știu pentru cine a fost mesajul, dar este un mesaj. Vedeți, pentru că persoana respectivă v-a demenit foarte toxică, această persoană, foarte toxică, o manipulare extraordinară, iar voi ați riscat și ați oferit energia voastră. Nu, nu-i mai oferiți această energie, nu mai lăsați acest vampir să se hrănească cu energia voastră, pentru că vă ține dependent sau dependentă de această relație. De aceea vă este dor. Vreți cu orice forță să eliminați aceste obstacole dintre voi, dar sunteți pe un drum greșit. Sunteți pe un drum greșit și ar trebui să vă concentrați pe voi, pe inteligența dumneavoastră, pe mintea dumneavoastră, să analizați mai bine, să puneți un plan la punct. Nu așa. Sunteți, da, în acest impas pentru că sunteți pe un drum greșit. Asta văd din cărți, ca și energie. Acum dumneavoastră știți ce aveți de făcut. Dragii mei, cei care ați ales varianta a treia, haideți să vedem despre ce este vorba. Varianta a treia. Oh, wow, ce frumos! Bun, aici uitați-vă, există o a treia parte. Există o a treia parte. Există o relație de trio aici. Relația în care sunteți voi e o relație triunghiulară. Voi vreți să reușiți să ieșiți din această relație triunghiulară. Și chiar vreți să vă schimbați jobul pentru a ieși din această relație. Probabil lucrați cu această persoană sau ați lucrat sau nu vreți să vă mai duceți unde lucrează persoana respectivă. Pentru că știți că așa veți reîncepe din nou această conexiune. Veți avea o reușită, un succes extraordinar. Nu trebuie să vă blocați acum, pentru că voi sunteți blocați ca într-o cușcă. Uitați-vă, voi sunteți această pasăre care este în această colivie și aveți impresia că nu veți avea reușită. Nu, reușită va fi. Una la mână, reușita de a vă elibera de această persoană și de acest trio. Doi, nu trebuie să vă gândiți că să schimbați jobul pentru a vă elibera de această persoană sau aveți reușită în schimbarea jobului tocmai pentru a elimina această persoană din viața dumneavoastră. Văd o reușită pe plan profesional, o reușită în ceea ce privește o formare profesională, o diplomă. Veți avea mai multe opțiuni. De asemenea, va trebui să luați o decizie, iar decizia este și vă aparține. Sunteți într-un impas pentru că vă gândiți că această persoană, vă gândiți la momentul în care persoana respectivă se va reîntoarce în viața voastră și voi nu o să puteți să rezistați acestei persoane. Câțiva dintre voi veți răspunde pozitiv a invitației persoanei respective și vă veți duce la întâlnire cu această persoană. Alții nu. Alții nu. Prin rugăciuni, prin apropiere de Dumnezeu, prin apropiere de îngeri și prin ghidul pe care îngerii vi-l oferă, veți ști ce aveți de făcut. Nu vă mai gândiți că sunteți în această colivie. Nu. Veți ieși din această colivie și din acest impas. Există anumite persoane dintre voi care aveți impresia că sunteți singuri sau că veți rămâne singuri dacă nu veți accepta această situație de trio sau nu veți răspunde pozitiv acestei persoane când această persoană va veni, pentru că va veni. Nu, nu sunteți singuri. Dumnezeu, îngerii vă susțin, iar protecția divină este omniprezentă. Nu trebuie să vă îndoiți niciodată de acest lucru. Câțiva dintre voi aveți un blocaj la nivel profesional, pentru că veți avea o decizie de luat
cineva vă va propune anumite lucruri sau veți avea mai multe opțiuni și nu știți pe care să o alegeți. Orice ar fi, veți avea reușită. Pentru că parcursul dumneavoastră profesional vă împinge către o nouă direcție. Dumneavoastră nu mai puteți rămâne acolo unde sunteți acum, pentru că universul vă ia de unde sunteți pentru a vă duce în altă parte. Iar, așa cum am spus, acest parcurs profesional vă invită într-o nouă, vă împinge de la spate într-o nouă direcție mult mai departe de unde ar trebui să fiți acum, ceea ce va da spațiu unor schimbări pozitive. Unor schimbări pozitive care vă vor permite să realizați anumite priorități, anumite vise a dumneavoastră, pasiunea dumneavoastră, obiective în viață. Și trebuie să știți că aceste schimbări vă vor permite să vă eliberați de vechi situații. De vechi situații, da? Efectiv, și să faceți loc unor situații noi. Veți avea susținere. Acolo unde vă duceți, sunteți susținuți, nu trebuie să aveți impresia că nu veți fi susținuți. Fiecare etapă pe care o veți avea de acum, de parcurs, din punct de vedere profesional, veți avea susținerea necesară. Cum necum veți avea pe cineva acolo sus care vă va ajuta. Uitați-vă curcubeul acesta. Nu știu prin cine, cum, dar va fi un ajutor. Nu trebuie să vă îngrijorați, dragii mei. Nu. Dar trebuie să puneți capăt cuiva, la ceva anume, ca să lăsați acest nou să intre în viața dumneavoastră. Este foarte important acest lucru. Pentru că nu mai sunteți motivați să mergeți departe, nu, da, aveți impresia, va fi un job la stat, un job pentru mulți dintre voi, un job într-o companie foarte mare, o plictiseală a unei persoane într-o relație de căsătorie, o relație pe care nu o dorește. Persoana care este plictisită în această relație de căsătorie va risca să meargă mai departe în viață, într-o zonă pe care și-o dorește foarte mult. Pentru că universul îi oferă o iubire nouă, dar persoana respectivă nu o vede acum. Datorită unor principii, unei căsătorii, unor valori, unei tradiții, unei religii anume, dar va lua riscul acesta. Probabil persoana care se află în această a treia situație este blocată în această căsătorie. Poate fi vorba despre această persoană, dar cărțile vor să vă spună că persoana aceasta se vindecă și că va veni, va face ceva, va ieși la suprafață. În orice caz, pentru voi este o schimbare pozitivă, dragii mei. N-aveți de ce să aveți impresia că sunteți blocați. Nu. Există opțiuni, există ceva nou care va intra în viața dumneavoastră, atât din punct de vedere sentimental, cât și profesional. O schimbare de job, o schimbare de direcție, da? Dragii mei, aceasta este etalarea pe care v-am propus-o astăzi. Sper să fi aflat elemente interesante. Vă iubesc și vă doresc tot binele din lume. La revedere, dragii mei!